veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântăm din nou numele Domnului și vrem să avem parte de harul său. Vom rămâne la aceeași tematică a familiei, abordând câteva probleme care apar în viața de familie. Nu că este de dorit să apară, dar aceasta se dovedește uitându-ne la realitățile din jur. Familia este cea mai importantă relație care se poate defini între oameni, evident, între un soț și soție, dar este și cea mai încercată. Am ales pentru ideea aceasta o expresie din Proverbe 24, unde este scris de la versetul 15. Nu întinde curse nelegiuitule la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihnă, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Așadar, chiar în condiții de odihnă, de pace în inimă, în relația cu Domnul, în familie, începând cu nelegiuitul cel mare, cu diavolul și oricare din slujitorii săi, spirite sau oameni, o familie poate să fie ispitită, provocată, să-i fie întinse curse, să fie încercări pentru a fi perturbată viața binecuvântată care o oferă Dumnezeu celor ce se căsătoresc. Dar chiar dacă sunt probleme și unii le pot recunoaște în propria viață de familie, fiecare trebuie să se lupte și să spere într-o îmbunătățire a spiritualității, a părtășiei din familie. Orice ispite, orice probleme ar fi fost, chiar dacă ar fi cineva în divorț, tot trebuie să nădăjduiască și să depună efortul necesar ca lucrurile să se schimbe din rău în bine. Pentru aceasta citesc tot de aici, versetul 14, unde este scris, tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău, deci pot fi primite sfaturi. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Căci dacă, de exemplu, o femeie devine înțeleaptă, zice în Proverbe, ea poate să-și zidească o situație, o să-și rezidească familia. Vom aborda aceste probleme pe domenii, câteva probleme specifice. Mai întâi, diferențele temperamentale și structurale. Adică, în funcție de spiritualitatea, de capacitatea intelectuală, de proprietățile fizice și de condițiile materiale din care provin cei doi și pe care le dețin, există diferențe. De exemplu, unul este de un temperament sanguinic, un coleric, temperamente care se exteriorizează, oameni vulcanici, iar altul poate fi un melancolic, ce este mult în meditație, este romantic, are nevoie de niște idei foarte diluate în a se exprima, pe când celălalt poate să fie un stil militaros. Sau se întâmplă unul să fie mai pocăit, mai spiritual, mai rugativ, mai pasionat de cercetarea Scripturilor, pe când celălalt să fie un om foarte energic, dar pasionat de mamona, de lăcomia de avere. Și în asemenea situații, fiecare poate ajunge să-l privească cu dispreț pe celălalt. Sau pot să existe doar diferențe de gusturi la mâncare, care pot fi date de sănătăți diferite sau de obiceiuri diferite. De exemplu, se căsătorește unul din Moldova obișnuit o viață cu borș, cu cineva din Ardeal care a pus și în supă zahăr. O chestiune foarte banală. Sau unul ține foarte mult la conduita sa fizică, la îmbrăcarea sa, pe când celălalt este un neglijent. Sunt foarte multe aspecte care se constată în multitudinea lor de-abia după căsătorie. Că n-ai de unde să știi înainte cât de ușor se scoală unul dimineața și cât de greu se dezlipește celălalt din pat. Sunt așadar multe, multe probleme. Sau unul este un om foarte închis și se simte mai bine între cărți decât între oameni, pe când celălalt, dacă nu este între oameni, nici nu poate respira bine. El acolo se simte doar în largul lui. Chestiuni care îi diferențiază în întreaga lor structură și chiar în toate aspectele de activitate. Aceste diferențe, într-o primă fază, trebuie acceptate și de persoana în cauză, să recunoască cum este, acceptate și de partener.
așa este. Trebuie să-l accepți pe partener cum este, cel puțin într-o primă fază. Și să te împași cu ideea că un adult nu se schimbă ușor. Să nu te aștepți să-l rogi frumos într-o seară și înduioșându-i inima să-ți promită că de mâine dimineață o să fie altfel și să constați că până mâine la amiază și uitat. Pentru că el face din obișnuință sau ea execută chiar din plăcere anumite lucruri care o fac sau te fac diferit de celălalt. Iată ce zice înțeleptul, dacă tot suntem în Proverbe, capitolul 14, versetul 21. Vis-a-vis de acceptarea diferențelor care apar în familie. Cine disprețuiește pe aproapele său, cine ți-e mai aproape decât partenerul de viață? Face un păcat. De ce îl disprețuiești? Că e altfel. Ți se pare inferior. Dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Și tot Proverbe, capitolul 21, versetul 2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană. Dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Sunt oameni care sunt foarte rapizi. Toate le împătură și le despachetează ca la comandă. Este care e foarte minuțios. Și fiecare din ei se pare că așa este corect să facă. Ba chiar lucrul acela place Domnului. Unul crede că Domnul se uită la cât volum de activitate a făcut, celălalt crede că pe Domnul nu interesează volumul, dar calitatea. Puțin dacă a făcut, să fie făcut, ori pentru cine ar fi făcut, pentru sine sau pentru familie sau pentru alții, să fie special ca pentru Domnul. Deci trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Se spune că un caz real, într-o familie tânără, o soție frumoasă, dar puțin mai neglijentă. Un soț foarte minuțios, matematic, rigid. Ea a fost plecată cu mașina, a venit și asta nu neapărat înseamnă o gravă neglijență. A uitat cheile în mașină și a blocat. El îi zice, dragă, am așteptat să vii, trebuie să plec cu mașina. Și ea când constată cheile în bord. Ea a încercat oarecum să-și ceară scuze, dar el s-a iritat, probabil era de un temperament irascibil. Și zice, nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă, dar așa proastă. La care ea cu tact și înțelepciune se uită și zice, m-a făcut așa frumoasă ca să mă poți iubi și m-a făcut așa proastă ca să te pot iubi și eu pe tine. Iată că diferențele care apar pot să cauzeze probleme în interpretarea lor. Vreau la fiecare din aceste puncte vizate să găsim un mod de rezolvare a lor sau cel puțin să oferim o bază, niște recomandări. Pentru rezolvarea diferențelor este necesar un fond evlavios, adică trebuie să apreciem valorile sfinte în defavoarea celor de ordin material, lumesc. De exemplu, poate un om este mai leneș, dar dacă e rugativ, de exemplu, trebuie să-l apreciezi mai mult ca și cum ar fi harnic, dar n-ar avea nicio înclinație religioasă. Sau, un alt exemplu, o femeie poate să nu fie atât de isprăvită și de descurcăreață, dar dacă e cinstită, este o femeie fidelă, credincioasă. Nu-i mai de apreciat această valoare decât să fie totuși strună și să conducă și afacerile și să stăpânească și casa și copiii. Ar place să fie descurcăreață, dar atât de descurcăreață încât să mai aibă și un alt gen de afaceri și atât de diplomată încât nici să nu știi de ele, dar să te bucur că le învârte pe toate. Deci, haideți să apreciem valorile sfinte, dacă este pocăit, dacă e o bună credincioasă. Celelalte oarecum să fie trecute cu vederea. Pentru că dacă vom aprecia valorile sfinte, vom forța oarecum partenerul să fie mai întâi pocăit. Și se va adeveri principiul spus de Domnul Matei 6, căutăți mai întâi împărăția și celelalte lucruri, stau pe deasupra. Ea încearcă să-ți modelezi soția în plan spiritual, să o apreciezi în lucrurile sfinte, să o ajuți și soțul. Și îi vedea că Dumnezeu îi poate da înțelepciune sau anumite lucruri rele, după ce se pocăiește, se schimbă, celelalte lucruri vin pe deasupra. Dar ea insistă, totdeauna ceartă că nu-i curățenie, totdeauna fă-i sesizăr că nu și-a pus hainele la loc, mustră-l că a întârziat 5 minute peste timpul prevăzut și vei vedea că umblând după cele pământești, chiar dacă deranjează că nu sunteți într-un acord, vă dezacordați și mai tare. Dacă neglijați cele sfinte, vrând să puneți la punct cele pământești. Hai să citim câteva versete în privința aceasta. Amos, capitolul 3, versetul 3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Nu merg. Sau nu mai merg mult. Sau nu merg bine. Deci, dacă v-ați învoit să călătoriți împreună, mergând cu cineva pe drum, fie pe jos, fie cu o mașină, trebuie să admiți că nu la toți demarajul e la fel, că nu la toți încălțămintea e la fel și că nu toți au același ritm. Poate unul are nevoie să admire peisajul, altul vrea să poarte neapărat o discuție.
Trebuie să te acomodezi cu celălalt la gândul că mergeți împreună și aveți un scop. Și scopul familiei e să fiți mântuiți. Că pe drum nu va fi peisajul întru totul splendid, că nu toate se vor rezolva aici. E o vreme, dar veșnicia, mântuirea, e pentru totdeauna. Și încă ceva, trebuie să acceptăm că parte din diferențe pot fi rezolvate când punem în față pocăința, parte pot fi rezolvate fiindcă ne acomodăm. Poate asistat în familie, după câțiva ani, se dă unul după celălalt. Depinde care e mai tare sau care e mai bun să-l cucerească pe celălalt. Dar în anumite privinții vor rămâne diferiți până murim și acolo va trebui să ne completăm. Proverbe, capitolul 14, de la versetul 8. Înțelepciunea omului chipzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă. Ce metodă să folosească? Dar nebunia celor nesocotiți înșală pe înșiși. Și nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Deci o accepțiune. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Aș zice eu, folosind acest verset, niciunul nu poate să intre într-un mod absolut în inima celuilalt, să afle de ce se bucură, ce simte, ce îi place, ce nu îi place. Doar Dumnezeu o poate face într-un mod total. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Deci o îmbunătățire permanentă. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Adică poți să-l lași uneori, bun, mergem după metoda ta, să vedem cum iese. Dacă nu-i bună, dragă, renunț la ea, facem altfel. Înțelepții își mai schimbă părerele, nu mai nebuni niciodată. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz, uneori de la mici chestiuni. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. Și omul de bine se satură și el de ce este în el. Deci nu va avea împlinire niciunul dacă nu se lucrează pentru bine, pentru pacificare. Dar cine este drept poate să se împlinească pe sine și evident pe celălalt, fiind vorba de viața de familie. Tot Proverbe 15 de la versetul 31. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Deci acceptați să fiți sfătuiți, să primiți o idee, poate este mai bună a celuilalt. Sau cel puțin, dacă sunt amândouă valabile, dragostea nu te lasă să mergi pe varianta celuilalt. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, care nu acceptă să-i se spună, este încăpățânat. Dar cel ce ascultă mustrarea, capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Deci acceptă să te pleci, să vezi și varianta celuilalt. Tot din Proverbe, capitolul 19, versetul 11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Și 22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Acum rețineți, am spus să puneți preț pe lucrurile sfinte, nu pe cele pământești. Mai mult prețuiești un sărac decât un mincinos. Deci chiar dacă n-a făcut bani, dar e corect, e drept și e cinstit față de tine, apreciază-l mai mult, ca și cum ar fi adus acasă 500 de euro, dar ție îți dă numai 4 și de una te minte. Mai bine să fie adus una și aia să o împărțiți frumos și să vă bucurați înaintea lui Dumnezeu. Apreciază valorile sfinte. Și tot din Proverbe, capitolul 28, versetul 26. În familie trebuie să le împletim și asta înseamnă să facem o funie împletită, ce dând noi, ce dând celălalt, cedând după Domnul sau după sfatul altora și chiar cu diferențe, se poate. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Adică el știe, doar el vrea, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Și din Noul Testament citesc din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu. Gândiți-vă ce diferențe. Un grec față de un iudeu. Nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, și Hristos este totul în toți. Vedeți, când primează Domnul și când Duhul intră într-o ființă, ne face să ne acceptăm să fim într-o biserică 100.000 de oameni. Chiar dacă sunt diferențe intelectuale, diferențe de etnie, diferențe de capacități, de slujire, putem fi uniți. Cum? Luați sfatul acesta pentru viața de familie. Astfel, dar ca niște aleși lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Prima dată să te înduri, să-l accepți așa cum este. Cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, frate, sau îi spui, mamă, dar i-am spus de câteva ori, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Doamne, ajută-ne! Dă-ne harul ca diferențele care sunt rele să se termine, iar în ce privește structura noastră nativă, care
ne va face și vom rămâne oricum diferiți, să ne putem accepta și să ne completăm. Ce n-are unul, să aibă celălalt. Și ce n-are niciunul, să dea Domnul har și îndurare. Amin. Trecem la o altă problemă, la un alt aspect care poate da bătăi de cap și dureri de inimă în viața de familie. Gelozia. Gelozia este foarte aproape de iubire, până într-acolo încât dragostea are gelozia ei, care nu este de factură negativă. Dar printr-o neînțelegere corectă a iubirii, se poate cădea ușor în gelozie. Unii se pot căsători cu teama de infidelitate. Poate au avut părinți care s-au trădat, care au divorțat. Poate au văzut realități negative în jur. Alții se tem efectiv de o trădare, mai cu seamă că în vremea noastră crește în mod vertiginos numărul familiilor care divorțează. Cum se ajunge la una ca asta? De regulă, nimeni nu-și lasă nevasta până când n-are pe alta în inimă. Nici o femeie nu se va distanța de soț până când nu-și jubilează în minte și în imagine un altul. Cel puțin cei care au fost concepuți să aibă un partener de viață. Și teama de trădare, sau unii, poate într-o condiție mai inferioară, se socotesc că sunt mai în vârstă, mai slabi, mai săraci, mai bolnavi, se tem că pot fi abandonați de parteneri. Toate aceste stări, care poartă titlul general de gelozie, pot crea stări îngrozitoare, atât pentru cel care este cuprins de un duc de gelozie, cât și pentru celălalt și, evident, pentru toată familia. Uneori sunt cauze care le determină. De exemplu, anumite situații de mediu. O femeie lucrează până seara tot între bărbați undeva, sau un bărbat lucrează iarăși înconjurat de femei, sau chiar dacă sunt mai mulți bărbați sau femei, și în lume, pentru oamenii de afară, mai cu seamă, în perioada tinereții, aceste încercări sunt dese. Chiar dacă nu intenționează tot să ajungă la divorț, dar cel puțin să flirteze, să își permită imoralități care pot să se agraveze pe parcurs. Alte chestiuni sunt cele de ordin fizic, datorită unor neîmpliniri sau datorită unor nepotriviri. Sau, dacă nu există nicio motivație de ordin fizic, niciuna de mediu, atunci se poate întâmpla să apară un duh de gelozie pe un fond total imaginar. Se creează un climat de neîncredere, de nesiguranță. Situația se manifestă mai întâi în duhul unei persoane și apoi cu vremea va ajunge să vorbească despre așa ceva. Să citim din Numeri, capitolul 5, să vedem ce se putea întâmpla în perioada Vechiului Testament și ce reglementare era. În Numeri 5, de la versetul 11, scrie așa: Domnul a vorbit lui Moise și a zis, deci Dumnezeu a prevăzut posibile stări de gelozie. Vorbește copilul lui Israel și spune-le, dacă păcătuiește nevasta cuiva față de bărbatul ei și este necredincioasă. Deci gelozii care pleacă de la un fapt real. Dacă altul o necinstește și lucrul acesta este ascuns de bărbatul ei, dacă ea s-a pângărit în ascuns fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prins asupra faptului, că de regulă oamenii se ascund când comit asemenea acte. Și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuieli, a lipsit, am auzit cum a vorbit, nu mai este aceeași față de mine, sau invers, femeia despre bărbat. Sau, varianta cealaltă, dacă este cuprins de un duc de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit. Poate fi cineva, cunosc un caz, 15 ani au dus o viață normală. După 15 ani, el a fost plecat din țară, acolo a stat cu niște oameni geloși, nepocăiți, care l-au ispitit. Tu crezi că nevasta ta în țară e serioasă? Ce dacă e pocăită și ea femeie? Și atât l-au terorizat încât atunci când a venit în țară, a început ca un securist, s-a dus pe la servici, i-a chestionat pe frați, s-a dus pe la rudenii. Și situația s-a agravat, s-a tensionat încât au trebuit frații să-l dea afară din biserică. El a fost cuprins de un duc de gelozie extraordinar. Ceva care nu i-a fost specific până atunci. În asemenea situații, aici în Vechiul Testament, era o reglementare. Nu tot sta cu starea asta asupra ta. Du-te la preot. Și fără să citesc toată procedura, că oricum noi nu o mai aplicăm, era un tratament special de ordin preoțesc levitic și femeia trebuia să bea niște ape amare, să țină în mână ceea ce era prevăzut de lege, să le ia preotul din mâinile ei, să le aducă pe altar și ea să spună: nu sunt vinovată. Dacă ar fi fost vinovată și ar fi mărturisit, trebuia să fie ucisă. Nu sunt vinovată. Dacă era vinovată, urma o pedeapsă de ordin fizic, pentru că așa este normal. Pentru curvie se primesc pedepse în trup. Iar dacă era nevinovată, năștea copii mai departe și bărbatul trebuia să fie liniștit. Deci să tranșeze problema asta și conflictul să se încheie. Dar dacă în Vechiul
Testament exista un asemenea procedeu. Noul Testament nu mai există. Nu putem și noi să găsim vreo soluție? Să nu dureze ani de zile asemenea stări? Iată ce spune în Proverbe, capitolul 6, referitor la gravitatea problemei și la efectele ei. 6, versetul 34 și 35. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. A fost bărbat care, prinzându-și femeia în fapt, au fost în stare să ucidă, deși nu au fost oameni periculoși, nu au fost criminali. Dar gelozia le-a stârnit o stare neechivalentă cu nicio altă provocare. Ca și rezolvare pentru asemenea stări, recomandăm partenerului care este învinuit, dacă te trezești într-o zi că soțul sau soția spune întrebări care vizează așa ceva, trebuie din acel moment să te porți cu multă înțelepciune, dar să te porți liber. Cel neprihănit n-are de ce să se teamă. Adică să te porți cu înțelepciune, să te ferești, să intri în posturi neplăcute de discuții, de părtășii, de prezență cu o persoană de care ești temut, dar asta nu trebuie să te facă imediat să abandonezi un serviciu, să abandonezi o slujbă, pentru că celălalt te-a bănuit cu ceva. S-ar putea să fie o ispită și diavolul să te dărâme pentru una ca asta. Trebuie să îți aperi nevinovăția, dar cu multă dragoste, și să încerci să-i oferi partenerului toată dragostea ta, ca să vadă că n-ai păstrat niciun colț din inima ta pentru altcineva. Dacă nici așa nu înțelege, înseamnă că este un duh și trebuie o tratare mai serioasă. Pentru cel ispitit de duhul de gelozie și căruia îi vine să-și bănuiască partenerul, recomandăm să nu accepte bănuieli, să se ferească de reproșuri, și el să caute să slujească celuilalt în dragoste. Dacă te tem că bărbatul tău se uită după altă femeie, atunci iubește-l, fă-i toate nevoile, împlinește-i toate serviciile, toate dorințele, pentru ca să nu fie nevoie să le împlinească altcineva. Dar nu-i reproșa, nu asculta gurile rele, nu asculta ispitele care vin din jur, că s-ar putea să vă afectați relația și să nu fie nimic. Iată câteva pasaje biblice care pot să ne ajute în privința aceasta. Proverbe 31, mai întâi de la 10 la 12. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Vedeți, valorile sfinte primează întotdeauna. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Și mai departe este prezentată o femeie casnic. Dacă lucrează în societate, gândurile pot fi mai ispititoare. Pentru cei ispitiți, evident. Și tot de aici, de la versetul 29, să poți să spui soției tale, multe fete au o portare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Dezmierdele sunt înșelătoare și frumusețea se deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Deci chiar dacă va fi provocat un bărbat din afară, prin dezmierdări, prin ispite ale trupului, vorbe vinovate, tu slujește Domnului. Fii o femeie care îți faci datoria în familie, care faci tot ce se poate pentru soț și vei vedea că acea colegă de birou care îl ispitește și îi face ochi frumoși și îi lansează cuvinte ispititoare, atrăgătoare, într-o zi va fi ispitită, va face un scandal și tu acasă îl primești întotdeauna cu dragoste, va spune, dar ce îmi leg eu capul de nebun asta, ca să am o femeie înțeleaptă. Oamenii se trezesc, chiar dacă pe moment sau pentru o vreme pot fi ispitiți. Tot în privința aceasta citesc și din capitolul 13, tot Proverbe, versetul 3. Ca și un sfat să vă feriți să învinuiți. Și totodată să spuneți ceea ce pentru partenerul dumneavoastră ar putea să nască gelozie. De exemplu, nu te apuca și lăuda pe o colegă de servici, pe o șefă, pe o subalternă. Cum se poartă, ce gusturi. Dai de gândit soției tale, soțului tău să mergi și spui, am găsit o femeie acolo, să vezi aceea cum pregătești, să vezi cum servești, să vezi cum și-a primit soțul. Deranjează. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Și un exemplu pe care vi-l amintesc fără să citez, deși nu este din viața de familie, dar slujește. Când David a plecat de acasă, datorită răscoalei lui Absalom, a venit Țiba, slujitorul lui Mefiboset, și a început să-l ponegrească pe stăpânul său. Ca și cum s-ar fi aliat cu dușmanii lui David. Ceva echivalent ca și cum să spună cineva, știi că soția ta ține mai mult la altcineva. Și David, pe moment, poate supărat, nepregătit spiritual, a crezut și a zis acestui slujitor, toate averile lui ți le dau ție. Problema în țară s-a restabilit, David a trecut Iordanul înapoi și acum vine Mefiboset, dar el era olog, că unii nu se pot deplasa ca să afli tu adevărul întotdeauna.
Și a zis, știi, împărate, ce mi-a făcut slujitorul meu, fă ce crezi acum. Și David nu mai știa cum să o scoată la capăt. A zis, împărțiți pământurile acum. Dar de ce s-a grăbit să creadă o asemenea provocare? Fiți atenți și nu credeți pe oricine. Foarte multe lucruri se strică datorită gurilor rele. Cunoașteți întâmplarea aceea în care o femeie rea și-a pus de gând să strice armonia între doi tineri. L-a așteptat pe el după ce a plecat de acasă și i-a zis, știi că soția ta, pe care tu zici că e așa frumoasă și cu care declar că te înțelegi bine, are un defect așa aproape neobservabil la ochi și nu știu cum te poți înțelege cu ea, dar e foarte limbută. Aceeași bătrână l-a așteptat-o pe ea și când ea și-a lăudat soțul, e imediat, ca și diavolul, în grădina Edenului. Nu e așa cum a zis Dumnezeu. Îți place de soțul tău? Păi n-ai văzut, tu uite-te atent, că nasul lui este puțin, puțin într-o parte, de parcă ar fi din altă rasă, și chiar și un picior și mersul nu este drept 100%. Amândoi au rămas provocați. Păi da, m-am uitat la el ca la soare, m-am uitat la ea ca o zână. Chiar n-am sesizat eu asta. Femeia aceea părea a fi serioasă, certă în ceea ce spune. Și când s-au întors, s-au întâlnit. Ea nu i-a spus din prima vorbă, ar fi fost prea deranjant, ei se înțelegeau bine. Dar când el s-a așezat la masă, ea tot se uita să vadă, este defectul la nas. Și nu-mi dau seama, nu se vede, hai să probez pe celălalt. Și când el s-a ridicat, știți, stai așa cu picior peste picior, i s-a părut că într-adevăr șchiopătează. Spune, băi, tu ești chiar ești așa. La care și el prins de ispit, îi zice, băi, tu nu vezi bine. Și cu tine ești așa limbut acum? Iată că cele două s-au potrivit, cum spune românul, tusea cu junghiu. Și datorită unor guri provocatoare era să se afecteze relația dintre ei. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să grijiți de partener, iar dacă este prins de o ispită, să-l atrageți înapoi. Și nu vă lăsați provocați de gelozie, că vorba românească, sila e mai grea ca fapta. Să te învinuiască cineva și să nu fii de vină. Trecem la un alt aspect, de care oarecum ne-am apropiat cu exemplul cel din urmă, certurile. Gândiți-vă când ați avut ultima discuție contradictorie, cât a fost de gravă, cât de des se întâmplă, ce cauze apar. Pentru că supărări și discuții contradictorii, la oamenii care nu sunt atenți și se obișnuiesc așa, pot să apară zilnic, din mici neascultări. Nu ți-am zis să-mi aduci, te-am rugat să cumperi, sau din omisiuni. M-ai spus că mi-o pui acolo. Da, am uitat, ți-am pus-o dincolo. Da, dar eu n-am găsit-o. Sau din cheltuirea banilor. Uite, știți, bani sunt puțini. Eu am cumpărat asta, am crezut că e necesară. Dar trebuia să cumpere alta. Nu știi că ți-am spus. Da, am uitat, dragă. Că și de asta mi-ai spus altă dată. Da, da, de asta ți-am spus ultima dată. Și probleme de genul acesta, din slăbiciunea ale limbilor și ajutați de nervi, vorba vorbă scoate, o vorbă aspră atâță, cele blânde trebuie căutate. Și iată, pot să apară foarte ușor certuri, care pot să ducă la supărări, ce se lasă cu ruperea relațiilor, intră în muțenie, nu mai mănâncă unii, se separă, povestesc la alții. De la ce? De la fleacuri. Cum zice versul, că multe fiare au fost îmblânzite, dar niciun fel de leacuri nu pot opri limba să nu vorbească fleacuri. Ba da, se poate, dacă este control și Duhul lui Dumnezeu pe rol. Să vă arăt un exemplu din cartea Estera, capitolul 1, să vedeți cum o simplă neascultare, aș putea spune, pentru că a fost făcută în public, a cauzat divorțul unei familii. Estera 1, de la versetul 10. În a șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit prin famene, așa era procedura, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vastică cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei poporilor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Deci el era puțin beat și s-o fi apucat să le spună, deci împărăteasa, n-am avut alt împărat înaintea mea, să vină, echipată corespunzător, dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină. Ce-o fi avut de făcut? Că doar nu făcea mâncare, că făceau slujnicile. Un moft, aș putea spune. Când a primit prin fame porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare și s-a aprins de mânie. Atât trebuie să fie, nu în fața sfeșnicilor unui imperiu, doar cu rudenile, cu părinții tăi. Dragă, hai, du-te, fă asta, lasă-mă în pace acum. Și atunci în mintea ta se încarcă toate. Ce o să zică ăștia? Asta nu-l ascult. Asta îl domine, face cum vrea, poftim. Și diavolul va clădi imediat. Dacă s-a aprins scânteia, va duce vreascuri, paie și o să facă un incendiu. Și focul se gata, dar fumul rămâne. Și după aceea trebuie spalat în jur. Și rămâne miros și toate cele. Tot despre posibilitatea apariției certurilor citește din Iacov, capitolul 4. Aici se explică oarecum fondul certurilor.
De unde vin lupturile și certurile între voi? Că sunteți prea pocăiți? Nu? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Și poftele înseamnă că nu sunt răstignite. Că dacă ar fi, nu ne-am mai certat. Mi-ai făcut, dragă, ce ți-am spus? Că am vrut neapărat mâncarea cu tare. Auzi, n-am avut vreme. Da, pentru mine n-ai vreme. Nici o problemă. Lămurim noi stomacul să mănânce ce este. Dar dacă poftele sunt nerăstignite, atunci apar probleme. Și tot în privința certurilor, mai citesc și din cuvintele înțeleptului, Proverbe, capitolul 14, versetul 29. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. Cel puțin se trăiește rău cu un astfel de om. 16:28. Omul neastâmpărat stârnește certuri, adică face vorbă din orice. Vezi că nu e un lucru făcut, dă-i pace acum, că tot nu se mai poate face. Și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Feriți-vă să vă băgați, să ajutați la constituirea, la declanșarea unei certe. Feriți-vă totalmente. Și tot Proverbe 21:9. Mai bine se locuiește într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcivitoare într-o casă mare. Deci să nu vă mirați că unii se mută în altă cameră. Și tot de aici versetul 19. Mai bine se locuiește într-un pământ pustiu, unora le vine să plece de acasă, decât cu o nevastă gâlcevătoare și supărăcioasă. Dar sunt și bărbați supărăcioși și gâlcevitori. Deci cu omul care vorbește mai puțin, este mai greu să te cerți. Dar asta nu înseamnă să vorbească puțin, dar să țină supărare mult. Totuși mai bine să spună în idee ce are de spus, cu voce scăzută și problema să se rezolve. De fapt, rezolvarea certurilor nu e atât de grea, dragii mei. Cu calm, cu îngăduință și toate învăluite în dragoste. Și să vedeți cum se sufocă. Să-i zici, nu le-ai făcut. Fie ce-o fi, eu pe tine te iubesc. N-ai rezolvat nici asta. Bine că ai venit tu acasă. Slavă Domnului. Dacă nu te aveam, nici n-aveam pe cine să rog, dar așa le rezolv mâine. Deci, stăpânirea nervilor și uneori a sentimentelor cu înțelepciune și ea se poate cere, știți regula lui Iacov. Cine n-are înțelepciune, s-o ceară și va fi dată cu mână largă și fără mustrare. Cu dragoste și ea poate fi oferită prin Duhul Sfânt. Și roada lui este pace. Nu se poate ca un om duhovnice să se certe. Mai ne vor acuza ceilalți. Voi ziceți că aveți Duhul lui Dumnezeu. Păi să se dovedească bunătate, dragoste și toate celelalte care derivă de aici. Pentru că scrie Iacov în capitolul 3 al cărții sale că unde este ceartă, că nu mai trebuie altă dovadă că oamenii aceia sunt pocăiți. Sunt niște nepocăiți, niște oameni firești. Iacov 3, de la versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, deci este o influență demonică. Să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. O stare de ceartă dă naștere la toate celelalte rele. Oamenii când se ceartă, intră în conflict și în domeniul financiar și în cel intim, și se poate ajunge la divorț, de la o ceartă sau de la certuri repetate. Înțelepciunea care vine de sus, pentru care trebuie să ne rugăm în viața de familie dacă ne-am căsătorit, este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Deci împacă-te cu ideea că nu-i voie să te cerți. Vezi, îți exprimi poziția diferită față de celălalt, îi spui că nu ești de acord, că asta nu-ți place. Dar dacă vezi că se agită și tot nu se ajunge la nimic, după ce scandalul merită? Mi-amintesc de o familie de oameni bătrâni, au trecut la Domnul, dar s-au pocăit mai la bătrâneți. Ea avea obiceiul, slăbiciunea, să-l provoace. El era puțin bolnav cu nervi. Te puteai înțelege cu el, dar când se enerva, era mai rău ca unul beat. Și el știa că ajunge în faza aceea încât, datorită obișnuinței lui, se mai putea controla și spunea ei, taci, te rog, taci. Și ea numai nu tăcea, deși știa ce o așteaptă. Că doar ce nu ține aminte, să nu știe din cele trecute. Și la un moment dat, el se tura, vorbea două ore într-una și de regulă o și lovea. Apoi se bloca ea și nu mai vorbea câteva zile. Și acum mă întreb eu, nu putea să tacă jumătatea aceea de oră, după ce putea trei zile să nu vorbească. Se strica relația între ei, mai căpăta și bătaie. De ce? Uneori preferăm să ne certăm și să nu mâncăm. Ne supărăm. Am întâlnit o familie tânără, el a venit de la servicii, ea nu era preharnică, nu era totul isprăvit, nici vase de pe masă nu erau aranjate și a făcut scandal și a atins o leacă. Ea a făcut și mai mare scandal, s-a dus după mama sa, până la urmă trebuie să sosească și comitetul și
I s-a spus, măi omule, n-ai fi fost mai cu minte să cureți măcar un sfert de masă, să ai unde spune farfuria și s-o ajut să le spele? E adevărat că situația aceasta naște certuri. A fost un caz aici în zona Aradului, mai anii trecuți, când o soră cu bărbatul nepocăit se tot plângea că bărbatul e scandal și este nemulțumit de ea și într-o zi păstorul s-a dus acasă. Ea nu era acasă, era prin vecini. A văzut mizerie, vasele, toarse. S-a apucat săracul, s-a apucat să spele. Pe când venea ea, el mătura. Totuși așa a dat seama și a zis, frate, acum înțeleg de ce bărbatul e nemulțumit de mine. Spun eu că nu o să mai vină cu reclamații. Probleme care pot fi rezolvate, dar oricum cearta n-are loc la pocăiți. Doamne, ajută-ne să înțelegem că certându-ne nu rezolvăm absolut nimic, decât rău facem. Pentru asta vreau să citesc din Proverbe, capitolul 10, versetul 12, să vedeți uneori cum ne contrazicem singuri. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Dacă te-aș întreba după ce te-ai certat cu nevasta, ți-e dragă? Sau să te întreb altfel, o urăști? Nu, frate, nu o urăsc, dar a făcut asta. Taci, mă, că din ură tu stârnești cearta. O iubești? Atunci reține. Dragostea acopere toate greșelile. Deci dacă ți-ar fi dragă sau ți este drag și te lupți în dragoste și asta Domnul ți-o dă, să-L iubești chiar cu diferențele ce le are, treci peste asta. Dacă vrei să ai pace și binecuvântare în familie. Tot în ideea aceasta citesc și din 1 Petru capitolul 3, un sfat reluat din Psalmul 37 și trecut aici. 1 Petru 3 cu 10. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune cu nevasta sau respectiv cu bărbatul, să-și înfrâneze limba de la rău și buzile la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Vezi dacă știi celălalt cum se aprinde și ferește de una ca asta. Amin. Și un ultim aspect, problemele fizice. Problema relațiilor intime. Dragii mei, oricât am fi de spirituali, n-avem numai spirit, avem și trup. Dar s-ar putea ca partenerul tău să fie mai firesc sau chiar să fie nepocăit și trebuie să ajungi la o înțelegere, la o bună părtășie, chiar și în privința aceasta. Problemele de ordin fizic, de ordin intim, pot fi cauzate de multe. Amintesc doar câteva. În vremea asta, mulți pleacă la lucru în străinătate. Despărțiri de luni de zile, care pot fi perioade de ispite fizice și în gânduri pentru unii sau pentru alții. Refuzul acceptării unei părtășii intime poate să fie o ispită pentru celălalt, poate să fie o provocare spre gelozie, în cazul surorilor poate mai mult, dar chiar și unor bărbați, poate fi teama de o nouă sarcină, pot fi probleme de boală sau aspecte de abstinență unilaterală, adică unul vrea să facă pe călugărul și celălalt este ispitit că diavolul va valorifica în sens negativ aspectul acesta. Sau nepotriviri de ordin fizic, care pot fi la început, unii dacă nu le rezolvă se duc cu ele toată viața și este ca și cum ar fi un handicap sau chestiuni de ordin procedural. Sunt multe aspecte așadar care pot să ducă la un divorț emoțional, la o rupere. Degeaba trăiesc în aceeași casă, poate în două camere, ceea ce nu-i deloc indicat, dar poate se duc în camera lor, dar fiecare e cu fața spre perete. În sens negativ, nu să se roage în taină. Nu sunt în unitate. Asemenea situații pot provoca, în primul rând, stări de curvie. Foarte multe stări de curvie derivă de la neîmplinirile din familie, chiar de la capitolul acesta. Vă citesc din Cartea Proverbe, capitolul 7, ce scrie începând cu versetul 18. Pentru prima atenționare, a stat despărțiți. O femeie a zis unuia de pe stradă, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmerdări, căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă. Un cadru de ispită. Tot din Proverbe. Și cu asta vreau deja să trecem la a prezenta modalități de rezolvare a acestor situații, cum să se rezolve. Și le vom deduce din ceea ce citim. Proverbe 5, versetul 19 și 20. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fiind îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Deci trăiește-ți dragostea în mod deschis față de celălalt. Dacă celălalt vrea să te îmbrățișeze, nu-i spune, lasă că acum am de lucru, trebuie să frământ pâinea. Și el e frământat de pofte. Ție ți-s tot una. Trăiește dragostea deschisă.
Eu îl iubesc. Dar iubirea de ordin fizic se manifestă. Nu e nevoie numai de iubire intelectuală, așa, ne iubim tot neamul. Și ne îmbrățișăm când ne întâlnim și ne atingem cu mâna pe spate, așa, occidental. Trăiește deschis. Și pentru asta citesc și din Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 5, de la versetul 1. Eu intru în grădina mea și vă rog să trageți înțelesurile ce se cuvinde aici. Întâlnim aici o dorință, așa cum spune în finalul versetului 1, pentru a se îmbăta de dragoste. Dar deși el a zis, deschide-mi, soro, scumpă, porumbiță, neprihănit-o, versetul 3 a spus, mi-a scos haina, cum să mă îmbrac iarăși, mi-a spălat picioarele, cum să mă murdăresc iarăși. El a vrut să intre în cameră, vedea de pe drum și-a sunat întâmplarea de aici, dar ea a fost somnoroasă, n-a fost dispusă. Mai târziu și-a dat seama și scrie de la versetul 5, m-am sculat să deschid iubitului meu, am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Când a vrut el, n-ai vrut tu, pe când te-ai trezit tu, este el orientat în altă parte. A plecat, au întâlnit-o păzitorii, au rănit-o și mai departe, ea face o descriere a soțului ei, în care îl vede așa cum ar trebui să ne vedem unii pe alții. Când este întrebat în versetul 9, ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă între femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de neroj așa de fierbinte? Și începe, iubitul meu este alb și rumen, se deosebește din 10.000, capul lui este așa și îl descrie. Și încheie versetul 16, așa este iubitul meu, așa este scumpul meu. Dacă așa e iubitul tău și așa e scumpul tău, ei, ți-a fost greu să deschizi ușa? S-a ales curând și dacă nu s-ar fi întors el, ar fi rămas fără el. Și în multe situații se întâmplă așa. De aceea, rețineți, protejați-vă partenerii să nu cadă în ispită. Că ce a spus Domnul Iisus în Matei capitolul 5, de la versetul 28, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, și precurvit cu ea în inima lui. O supratensionare a lui, la nivel fizic, la nivel psihic, poate să-l provoace la nivelul minții sau poate să fie provocată ea să gândească despre altcineva și astfel să cadă în această ispită care nu este faptică, dar poartă totuși o vinovăție gravă. Pentru încă o explicație vreau să citim și în Deuteronom capitolul 24, unde scrie de la versetul 1, când cineva își va lua o nevastă și va găsi motive de divorț potrivit cu legislația de atunci, ea să fie lăsată să plece, poate să mărite după altul, și dacă nu se împacă nici cu al doilea și vrea să revină la primul, scrie aici că nu mai are dreptul să o primească. Eu cred că această reglementare trebuia să fie o forțare, să nu riști să te desparți de ea și în urmă când ai constata că cea care a luat-o nu-i bună și ai vrea să rămâi tot cu prima, știți că așa sunt unii, ar vrea să schimbe crucea, dar tot crucea lui e mai ușoară. Nu te juca să o schimbi, că nu mai ai voie, nu mai ți-o dau pe aceea. Așa că ține bine de care o ai. Și tot aici, în reglementările acestea, dar în Deuteronom 22, este scris despre cine își permitea să jignească soția de aia. Nu era vinovată, că nu mai avea voie nici în condițiile Vechiului Testament să se despartă de ea. Amintiți-vă cât de mult am insistat pe ideea că și căsătoria este un legământ de o viață. Tot în privința aceasta feririi de ispite și doar a împlinirii fizice în familie. Vă amintesc și exemplul lui Iuda cu Tamar. În traducerea noastră scrie doar că ea s-a îmbrăcat într-o haină de curvă. Dar într-o altă traducere am găsit expresia s-a îmbrăcat într-o haină ușoară. Aș putea spune transparentă și în așa fel încât să arate mai frumoasă, zice în acea traducere, să îl ispitească. Feriți-vă de astfel de provocări și păstrați-vă doar pentru partener. În privința aceasta încă un aspect. Fiți sinceri. Spune soției tale ce vrei, spune soțului tău ce-ți place și ce nu-ți place, deschide-te. Amintește-ți de Lea, care în sinceritatea ei și dorința ei de a avea bărbat, a negociat cu mandragorile cu sora ei, a ieșit înaintea lui și a spus Genesa 30:16, astăzi la mine vei veni. Întâlnim situații prin familie în care ba unul rămâne neîmplinit, frustrat, și când întreb, ai discutat concret și sincer cu celălalt? Păi mi-e rușine. Ar fi trebuit să-ți fie rușine să te măriți atunci, să te căsătorești. E drept, asta e dovada că nu există o părtășie suficient de bună, pentru că nu se poate discuta matematic despre aceste chestiuni. Dar este rău că nu există sinceritate. Și încă un ultim aspect aici și încheiem. Trăiește în domeniul acesta cu lepădare de sine. Acceptă să slujești celuilalt. Am zis eu în mod așa simbolic.
Fă-i mâncarea care îi place lui, nu fă mâncarea numai care îți place ție. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 2, că trebuie să trăim unul în favoarea celuilalt ca să evităm ispitele de curvie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Fiecare să-și împlinească față de celălalt datoria de partener. Căci fiecare i-a oferit trupul celuilalt și bărbatul stăpânește peste trupul soției și soția peste ființa bărbatului, peste trup. În condițiile acestea, aș putea spune, chiar dacă ar părea puțin mecanică chestiunea asta, este o haină care este a ta și poți să o îmbraci, un legământ la care v-a schimbat și hainele și cingătoarea. Domnul să vă ajute să rămâneți cu pace în acest domeniu. Pentru că scrie mai departe de versetul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț. Doar printr-o bună învoială, nu în mod unilateral, s-ar putea celălalt să aibă o slăbiciune la capitolul acesta. Poate vă suportați bărbații sau vă suportați femeile care au o slăbiciune, de exemplu, la mâncare. Sau care au o slăbiciune la îmbrăcăminte sau vis-a-vis de timpul liber. Acceptați că și în privința aceasta poate fi o diferență sau o slăbiciune. Slăbiciunea ar trebui să se rezolve prin pocăință. Diferența trebuie să fie acceptată în acomodare. Căci iată ce scrie mai departe. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana. Din pricina nestăpânirii voastre. Deci este o nestăpânire, o slăbiciune, repet. Dar trebuie, până celălalt își rezolvă slăbiciunea, să fii tu tare și să rabi slăbiciunea celui mai slab, care poate fi bărbatul sau femeia. Lucrul acesta, adică vremea de abstinență, îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Deci nu poate să decidă unul, eu postez postul Daniel 21 de zile, bărbate sau nevastă, 3 săptămâni, eu sunt consacrat pentru Domnul sau sunt sfințită, asta nu e o poruncă. Dacă se poate, este bun. Se pot dedica, îi iese pasiunea asta din minte, dar dacă celălalt nu poate, tu poți să-ți duci postul tău de 3 săptămâni, chiar dacă veți avea relații intime. Pentru că ar însemna ceva ne la loc să spui, a, eu nu pot să postesc, el nu acceptă, și apoi ar însemna două extreme. Ori abandonăm de tot trupul, ori pentru că nu putem și sunt nevoi, nu mai postim deloc. Nu, trebuie să împletite. După cum există posibilități și condiții. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.